Da, bună seara, prieteni, ne-am întors la o nouă emisiune pe care o începem, bineînțeles, cu tradiționalul neauziți. Se aude? Merge, test. 20. Așteptăm să vedem ce ne scriu oamenii noștri, să vedem dacă ne spun că ne aud, că nu ne aud. Deja oamenii ne scriu aici, dar nimeni nu ne răspunde, probabil din cauza lagului, pentru că există un micuț lag între ceea ce vedem noi și ceea ce auziți voi. Dar sper ca acesta să treacă. Bun, Marius ne spune că este încet, perfect. Nu este nicio problemă pentru că rezolvăm imediat. Acum, prieteni, spuneți-ne acum dacă se aude. Lece ne spune că merge. Super. Am dat cu 5 decibel mai tare. Dacă e necesar să dăm mai tare, spuneți-ne. Asta este cam hiba la Facebook, din câte am văzut noi. Singura hibă. În rest, adevărul este că streamul este mult mai stabil aici decât pe YouTube. Un plus pentru Facebook din acest punct de vedere. Și bineînțeles faptul că emisiunea ajunge la mai mulți oameni de data asta. Dar nu avem ce să facem. În orice caz, voi ne spuneți. Dacă nu merge, dacă merge, ne atrageți atenția și noi încercăm să rezolvăm. Te salut, Adi! Salutare, Adi! Salutare și băieților! Da? Doamne ajută la toată lumea! Să îi salutăm pe Marius, pe Ion Bratu, pe Ionuț Croitoriu, Marius Stancu, Florin Pop, Lece, l-am văzut, Vali Bibi, cer scuze dacă nu știu, Vali BBY, Claudiu, Ștefan Toma, Vlad Costin, Mihnea, ne salută, oamenii zic să vorbim un pic mai tare, ai nu-i nicio problemă, dau încă un pic mai tare microfonul, îl dați voi mai încet, prieteni, dacă trebuie, nu e absolut nicio problemă, sper că se aude acum mai bine. Eu știu din ce cauze asta, e amestecul ăsta de OBS cu Facebook, cu Hangouts. Aici acum ar trebui să se audă mai bine. Sper numai să nu fie o problemă când vorbești tu, Adi. Zi și tu ceva, te rog frumos. O să zic și eu ceva. Uite, au început ăștia acum avanpremiera la CFR cu Craiova. Se vorbește deja de arbitraje. Bine, normal că se vorbește de arbitraje, că cineva anul ăsta e disperat să ia titlul din nou. Toată lumea vorbește despre arbitraje și noi o să vorbim astăzi despre arbitraje. Da, din păcate. Da. Pentru că emisiunea de astăzi, prieteni, nu este despre meci. Nu cred că avem ce discuta despre meciul cu CS Tunari. Băieții noștri și-au îndeplinit obiectivul, au fost mai relaxați în meciul de astăzi și s-au văzut că au fost mai relaxați. Și e de înțeles, și nu e nicio problemă că au fost mai relaxați, chiar foarte bine că au fost mai relaxați, pentru că nu avem nevoie de jucători care să se bage la clinciuri, la dueluri fizice mai puternice și care să se rupă acum înainte de și practic cea mai importantă fază a sezonului, barajul de promovare în Liga a doua. Despre asta o să discutăm astăzi, nu o să discutăm despre meci, v-am spus, o să discutăm despre barajul de promovare în Liga a doua și despre felul cum unii abordează acest sport numit fotbalul. Noi, Steaua București, așa cum ați văzut și în titlu, suntem campioni la fotbal. Alții, în schimb, cred eu, sunt campioni la politică, la jocuri de culise și așa mai departe. Pentru că, și probabil ați văzut și voi, programul stabilit de FRF pentru barajul de promovare în Liga a doua este cu totul și cu totul pro FC FCSB 2, să nu spunem neapărat împotriva Stelei, dar pro FC FCSB 2, adică le oferă oilor un avantaj imens, acestea jucând ultimul meci acasă, dacă bineînțeles se vor califica în faza a doua a barajului.
Acum, Adi, despre lucrurile astea s-a mai discutat de atâtea ori, despre felul cum FRF stabilește aceste meciuri. Au venit unii și au vorbit despre bile încălzite, au spus că extragerile astea sunt total aiurea, sunt de ochii lumii. Tu ce zici? A mânuit Nu ceva știu. FRF la stabilirea acestor meciuri de baraj sau nu? Eu o să fac o constatare. Deci s-a stabilit barajul ăsta și ordinea în care se vor juca meciuri, deși FRF-ul e dat în judecată de FCFCSB. Deci nu ți se pare, nu că dubios, că nu mai e dubios, este că nu au fost excluși din Liga 1 și dezafiliați. Dar chiar și după scandalul ăsta, spatele ciobanului e asigurat în continuare. Mi se pare, în primul rând, o enormitate, o absurditate, nu știu, numește-o cum vrei, faptul că tu îți câștigi seria și ești nevoit să joci două meciuri, poate de baraj, bine, să știe că FCSB o să treacă de adversara pe care o are, da? Deci, nu contează la câte puncte câștigi tu față de locul 2, tu ajungi din nou să te bați cu locul 2. Deci nu contează. Tu poți să ai 25 de puncte față de locul 2, echipa care e în serie cu tine. Dacă ei își aduc 6-7 jucători care nu au avut nicio treabă 30 de etape, băia te pot bate. Băi, asta este nu o absurditate, este regulament făcut pe față ca să avantajeze o singură echipă. Deci regulamentul tot, pentru tot ce ține de Liga 3 a fost făcut pentru FCFCSB. Altfel, n-ai cum să-ți explici de ce o echipă care practic termină pe locul 2 are din nou șansa să se întâlnească cu locul 1. Bă, ai avut șansa să mă întreci 30 de etape, 30, scuze, 20 în cazul de față. Da? De ce mă mai întâlnesc cu tine într-un meci de baraj? De ce nu joc cu cineva dintr-o altă serie? Că eu n-am o problemă că se duce și locul 2 la baraj. Eu am o problemă că din nou a jucat cu locul. Deci meciul decisiv, eu risc să-l joc tot cu echipa de pe locul 2. Păi de ce chestia asta? De ce nu joc cu locul 2 dintr-o altă serie? Deci asta este cu dedicație, la fel cum s-a făcut și cu Marea Academie a lui Partid, da? Când s-a schimbat regulamentul doar pentru că n-aveau ei CIS, n-aveau identitate sportivă, trecuseră documente dintr-o parte în cealaltă și au schimbat numele în mijlocul sezonului. Deci astea sunt absurditățile și enormitățile pe care le face. Nici nu, hai să nu numi federație, că asta nu e federație de fotbal. Asta este o clică de mafios care își bate joc de fotbalul românesc, nu doar de Steaua. Asta văzând lucrurile așa, din perspectiva mea. Hai să citesc rapid un comentariu scris de Vali BBY. Îmi cer scuze, nu știu să citesc acest nume. El spune așa: părerea mea e că FCFCSB 2 nu trece în faza finală de baraj, e prea mare cheltuiala la Liga 2 pentru Cioban, el nu dorește Liga 2. M-am gândit și eu la asta, sincer, și nu știu ce să spun. Mie că o să joace. Sunteți într-o eroare. El poate să retragă echipa în mijlocul campionatului. La aia mă gândeam eu, știi, că dacă se califică și retrage echipa, Federația Română de Fotbal nu o să trimită echipa de pe locul 2 de la baraj, ci o să readucă o echipă retrogradată din sezonul ăsta, știi? Da, Dar nu deși știu eu știu. asta, nu Și cred, am scăpat eu nu foarte cred că o să simplu. se pună, adică pentru, nu văd, pentru Gigi Becali să fie o problemă acum să plătească în Liga a doua, până la urmă cum Bine, poate să fie cheltuielile de mari? ce să plătească un autocar care merge în câteva deplasări și să joace cu niște juniori? Că nu-l oprește nimeni să joace cu niște juniori, nu Dar trebuie nu, să dai dar naștere în chestia fotbal. este că FCFCSB 2 poate să înceapă campionatul și după prima etapă să zic că mă retrag. De dreptul lor, cum s-au retras și alte Deci echipe, s-au e retras dreptul și lor. alte echipe și atunci Da, ce o să mai spună că faci? FCSB nu are dreptul să mai joace în Liga 2 a 4 ani sau 5 ani, așa, și Dar nu o să mai nu joace există nimeni. regula asta. Dacă ar Da. exista regula asta, ar fi ceva, dar și dacă ar exista, pe ei oricum nu interesează că e FCFCSB 2. Da, bine, noi să ne gândim că FCSB 1 a putut să dea bani la Astra și n-a pățit nimic, a Da. primit doar o amendă și la Clinceni. Deci n-ar fi o problemă că FCSB 2 se retrage din campionat
în Liga a doua, în mijlocul sezonului sau în etapa a cincea. Da, Nu, există regulamente pentru toată lumea și regulamente pentru FCSB. Cam așa sunt par regulamente. Da, asta este cât se poate declara acum, mai ales după ce FC FCSB a dat în judecată FRF. S-o fi făcut altă echipă, federația o dezafilia imediat, pentru că a făcut-o FC FCSB 2, nu doar că federația nu a făcut nimic, dar nici măcar presa nu îndrăznește să se apropie de acest subiect. Prieten, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat Alin Grigore a fost prezent pe live-ul nostru când am discutat despre acest subiect. A spus atunci Alin Grigore că, vezi, Doamne, el o să se intereseze de acest subiect, să vadă care este adevărul. N-a scris nimic despre acest subiect. Putea să o facă, nu zicem noi că avem neapărat noi dreptate, da? Puteam să ne înșelăm noi, puteam să știm noi greșit. Dar și în cazul ăsta, eu cred că un jurnalist serios putea să facă un articol prin care să explice concret de ce FC FCSB poate să dea și să, federația în judecată și să meargă la un tribunal civil fără să fie exclusă din campionat. Teodor Bogdan ne scrie: există TAS dacă se retrage din campionat și nu promovează automat pe pierzătoarea barajului. E vorba de meritul sportiv, iar în fața TAS-ului FRF nu îndrăznește să ridice sprânceană. Da și nu. Da și nu. Nu știu ce să spun. Problema, știi care e, cea asta, mai mare? Asta, un pic să-mi zic părerea. Asta cu meritul sportiv, ai văzut, Bogdan, Teodor Bogdan, nu știu. Teodor, ai văzut și tu. Asta cu meritul sportiv este o problemă subiectivă. FRF o interpretează după cum vrea. În unele cazuri contează meritul sportiv, în altele cazuri nu contează. De exemplu, când FCR nu avea personalitate juridică și nu putea să promoveze, a contat meritul sportiv. Federația a modificat atunci regulamentul în special pentru FCR ca să poată promova FCR. În cazul nostru, ni se spune că Steaua București nu poate promova în Liga 1, chiar dacă ar ocupa primul loc în Liga a doua la sfârșitul unui sezon, adică chiar dacă ar avea meritul sportiv, pentru că, vezi, Doamne, trebuie să aibă o anumită formă juridică. În cazul nostru, meritul sportiv nu obligă FRF să modifice regulamentul. Știi? Despre asta vreau să vorbesc eu. Eu cred că noi nu ar trebui să ne bazăm pe, să ne încredem foarte mult în FRF. Asta e părerea mea. Te rog, Adi, să spui ce voiai să spui înainte. O să deviez un pic de la subiect. Problema cea mai mare este că noi avem de jucat două meciuri cu această echipă. Și în momentul în care nu trebuie să ne ferim, hai să vorbim lucrurile pe nume, exact așa cum sunt. În momentul în care el va aduce 7 fotbaliști de la Liga 1, va fi foarte dificil să câștigăm. Va fi foarte dificil să câștigăm. Da, stai puțin, că nu știu acum. Nu știu, recunosc, nu știu care sunt regulamentele, nu știu dacă la baraj se pot modifica regulamentele, poți aduce alți jucători decât cei pe care i-ai folosit până acum. Dacă nu poate să aducă alți jucători și să-i folosească, adică, doar pe cei pe care i-a folosit până acum. Dacă îi va folosi pe ăștia, să nu ne bazăm că va fi la fel ca în meciul tur. Ăștia o să fie niște jucători care vor primi bani pentru meciurile astea două, odată. Și eu da, dar sunt jucători limitați. Eu îți spun sincer, eu nu fac probleme de jucători. Adică, eu fac probleme și de jucători și eu doar de arbitru, mai ales de arbitraj. Deci dacă se adeverește ce ne-a zis cineva aici, că meciul retur nu va fi televizat, va fi măcel. A, cu siguranță deci, meciul retur nu va fi televizat. Va fi măcel, Adi. Ăștia ne-au scos mingea din poartă. Iar ăla a fost în stare, în loc să dea roșu pentru echipa adversă, să ne dea 9 cartonaș galbene. Îți închipui la un meci care n-avea miză. Pentru că hai să spunem și pe asta la altă. Noi și dacă pierdeam cu FCSB, nu se întâmpla nimic. Eventual făceam rocadă. Dar tot acolo eram. Tot acolo, da? Da? E, dacă în meciul ăsta ei au fost disperați ca nu cumva noi să câștigăm. Păi te întreb eu ce fac ăștia la baraj.
Eu cred că vine Burleanu să vadă meciul personal și cumva să arască, nu cumva să se fluiere altceva decât ce trebuie. Deci disperarea lor, disperarea lor asta este. Să ții minte o chestie. Campionatul ăsta nu contează că îl va câștiga Craiova sau CFR sau FCSB. Adevărata miza acestui campionat și acestui sezon fotbalistic este promovarea Stelei. Pentru că dacă Steaua intră în divizia B, mulți dintre ăștia, hai să mă exprim urât, au belit-o pe românește. Deci au belit-o, inclusiv televiziunile. Pentru că nici ăstora nu le convine ce se va întâmpla. Chiar dacă ar face bani cu Steaua. Deci asta este adevărata miza acestui sezon fotbalistic în România. Nu vorbim nici de națională, poate lumea o să zică că exagerez. Nu, fraților. Ceea ce contează anul acesta în România în ceea ce privește fotbalul este dacă Steaua promovează sau nu. Despre atât vorbim, nu vorbim despre altceva. Nu va conta. Păi, crede-mă, pentru Cioban nu știu dacă e o miză extraordinar de mare nici campionatul, pentru că el nu e cap de serie și nu se va mai califica în cupele europene. La momentul ăsta tot ceea ce contează pentru ele să mai poată păcăli televiziunile, pentru ei și pentru FRF. În special și LPF-ul. Asta e tot ce contează. În rest nu mai contează altceva. Și în momentul în care tu nu o să fii televizat în meciul decisiv, da, pentru promovare, bă, puteți să-mi spuneți ce vreți. Eu nu sunt optimist. Deci întrebarea nu este dacă promovăm. Întrebarea serii pe care am și pus-o sub forma unui sondaj pe acest live video este dacă FC FCSB va fura la baraj, da sau nu? Vă rog să votați, prieteni, și discutăm la final rezultatele acestui sondaj. Deci, adevărata problemă asta este. Pentru că nu ne putem baza nici că jucătorii ăia vor juca la fel de slab de data asta. Nu poți să te bazezi nici pe chestia asta. Adică nu e un alibi. Eu știu ce spui, dar eu am fost impresionat de meciul ăla, pentru că am spus-o și ridic mâna și astăzi și spun, oricâte rezerve am avut vis-a-vis de Oprița, ce a jucat Steaua în meciul cu FCSB, a fost minunat. Deci nu are nimeni absolut nimic de reproșat. Eu spun că și dacă pierdeam, chiar n-aș fi avut ce să reproșez la meciul ăla. Dar nu pot să mă bazez pe asta. Am văzut cum mi-a fost scos un gol din poartă. Bă, mi-au scos mingea din poartă. Ăia erau uluiți, se uitau unii la alții. Octavian Popescu a venit și a pus talpa și am primit noi galbe. În condițiile în care nu contează meciul ăla. Păi eu stau și vă întreb pe voi acum, că sunteți direct cât sunteți aici, da? Scrieți-vă voi o părere. Păi ce ne fac ăștia, mă, în meciul decisiv, care nu va fi televizat? Bașca, și-au permis să întârzi, au intrat ei după 10 minute. Octavian Popescu era deja... Zidane mi copil, ăla deja luase patru baloane de aur. Eram înjurați, domnul Ustat am zis că a venit pe acolo și a făcut ca toate alea. Deci noi la noi acasă oricum am fost bagiocoriți. Da? Eu întreb retoric, da? Te întreb și pe tine și pe cine ne ascultă. Bă, când nu o să fim televizați, bă, fraților, ce pățin cu ăștia? Că nu o să fie televizat meciul și arbitru și-l pun tot ei. Da? Mi l-au pus pe Dima data trecută, acum l-au pus pe ăsta, da, care a arbitrat. Dima a fost mic copil. Eu am crezut că Dima chiar e... N-avea bine, Dima n-a greșit foarte tare meciul cu noi, să zicem, la meciul cu Carmen. Am fost noi foarte slabi. Bă, dar asta ți-a scos mingea din poartă. Păi la baraj o să fie măcel, frate. Eu unul vă spun cu chit, eu nu văd bine Steaua în barajul ăsta. Deci nu văd bine Steaua. La câtă corupție există acum la FRF și la câte lucruri s-au întâmplat și la câte lucruri să permit mizerii astea de echipe să facă, mie mi-este frică pentru Steaua. Și dacă până acum am fost optimist și am spus, bă, putem promova, avem o șansă, echipa e, chiar e bunicică, deci chiar o echipă bunicică, chiar și pentru divizia B, chiar dacă ar trebui să schimbăm destui jucători, am face față la B, nu ne-am face drăs cu echipa asta. Eu spun, e greu. E greu pentru că nu te lupți doar cu jucătorii care vor veni de la Liga 1, te lupți și cu arbitrajul și te lupți cu multe alte lucruri. Și va fi presiune mare și pe băieți. Bine, asta nu e o scuză, pentru că s-au angajat în lucrul ăsta, știau la ce se bagă. Da? Adică, dacă se ratează promovarea asta, nu știu dacă în celelalte dăți puteam să sar la gâtul comandantului, puteam să sar la gâtul antrenorului, puteam să sar la gâtul multora, bă, după ce am văzut meciul ăsta cu FCSB, bă, fraților, să mă iertați, nu știu dacă pot să mă duc să sar la gâtul cuiva. Eventual să mă duc să-l iau pe Burleanu să-l bag într-un tomberon. Nu, ai dreptate, în cazul de față nu se mai pune problema să fie vorba, să fie vina lui Oprița, să fie vina jucătorului.
Cred că singurii vinovați dacă echipa nu promovează anul acesta vom fi noi. Pentru că noi, suporterii, am acceptat în continuare ca Steaua București să fie condusă de oameni care n-au ce căuta acolo. E evident că noi nu trebuia să permitem să ajungem bătaia de joc a acestor indivizi penibili, jalnici, care pur și simplu au distrus fotbalul și care nici nu se feresc să distrugă fotbalul. Eu mi-aduc aminte cum era Steaua pe vremuri, dar pe vremuri niciun arbitru nu îndrăznea să vină și să ne fure. Niciun arbitru nu îndrăznea să vină să ne fure. Pe vremuri, deși federația ne ura, nu îndrăznea să vină și să facă ceva împotriva Stelei. Era teamă nu doar de ce înseamnă Steaua București. Și atenție, când vorbesc acum mă refer la perioada de după 90. Deci să nu credeți că vorbesc despre perioada de dinainte de 90, când era România comunistă. Nu, în perioada de după 90. Federația nu avea curajul să vină și să facă ceva Stelei, pentru că știa că Steaua are la conducere oameni precum Ion Alexandrescu, care dacă vedeau că se întâmplă ceva, băteau cu pumnul în masă. Și un individ precum Ion Alexandrescu, să știți că a strâns destulă influență în fotbalul românesc, așa cum trebuie să facă un conducător, ăsta este adevărul, a strâns destulă influență și așa a reușit el să se asigure că echipa lui nu este furată. Să nu credeți că la începutul anilor 90, fotbalul românesc era foarte, foarte curat și nimeni nu îndrăznea să facă blaturi sau așa ceva. Nu! Au fost foarte multe blaturi în anii 90, foarte multe meciuri aranjate. Uitați-vă, de exemplu, cele mai bune meciuri sunt cele ale... Cele mai bune exemple, îmi cer scuze, sunt cele ale lui Mircea Lucescu la Rapid. Deci rapidiștii și acum plâng că cei de la Craiova nu au făcut blat cu ei atunci, în 98. E și acum plâng, 2021, și plâng după un blat care n-a avut loc în 98. Ei se așteptau să aibă loc blatul ăla. Pentru ei blatul ăla era ceva natural, ceva ce trebuia neapărat să se întâmple. Dar nu s-a întâmplat și chestia asta i-a șocat. Înțelegeți? Cei erau șocați. Păi bine, de ce nu s-a întâmplat blatul ăla? Păi nu s-a întâmplat pentru că, din același motiv pentru care v-am spus și până acum, Steaua era cineva. Nu te puteai duce tu și să faci chiar ce vrei. Sigur, Craiova era o rivală de-a Stelei, dar știa și Craiova că, bă, dacă acum îi fac rău Stelei, s-ar putea chestia asta să se întoarcă împotriva mea. Până la urmă, Steaua București era unul dintre mari cumpărători, ca să spun așa, în Liga 1. Era bine să ai o relație bună cu Steaua, pentru că puteai să cumperi tu jucători buni de la Steaua, dar și Steaua cumpăra jucători de la tine și îți plătea sume mai mari decât ar fi plătit Rapidul, de exemplu. Că Rapidul n-a plătit. După meciul ăla, Rapidul, dacă nu mă înșel, l-a cumpărat pe Gania. Nu cred că, nu știu, nu greșesc, dar la scurt timp, după meciul acela dintre Craiova și Rapid, Rapidul l-a cumpărat pe Gania. Păi voi credeți că Rapidul a plătit pentru Gania cât ar fi plătit Steaua dacă ar fi vrut să-l cumpere? Niciodată. L-a luat la sub preț, la un preț de chilipir. Interesați-vă, nu știu acum, dar dacă intrați pe Transfermarkt sau pe internet, sigur o să găsiți suma de transfer a lui Gania la Rapid. Pișvasăr a fost. De asta vă zic, dacă nu promovăm anul ăsta, o să fie doar vina noastră, pentru că noi, suporterii, am acceptat de la clubul nostru să fie condus de oameni slabi, să fie condus de oameni cărora nu le pasă de Steaua, oameni cărora nu le place, pot să spun așa, performanța, se feresc de performanță, se feresc de muncă în folosul Stelei. Deci n-are rost să ne plângem. Ați văzut și voi, Michi Buzărnescu a semnat cu Dinamo București. De ce a semnat cu Dinamo București? Păi pentru că n-a fost plătită nu știu câte luni de Steaua. A plecat. Păi eu nu mă pricep la tenis, e adevărat, dar nu cred că e o sportivă foarte rea, Michi Buzărnescu, nu?
Tu Hai ești... să o luăm altfel. Nu suntem fan tenis, poate niciunul. Bine, recunosc că mă uit, eu sunt fan tenis, băieți. Bă, da, Mihaela Buzărnescu a fost, cred și este în primele 100 de jucătoare ale lumii. Păi dacă tu Steaua București, eu nu cred că scoți în fiecare zi o jucătoare care să fie în primele 100. Ca să nu mai spunem că nu Da. cred că au sprijinit-o cu Păi mari nu, că de-aia a plecat, că n-a bani. fost plătită. Păi dacă tu pe Mihaela Buzărnescu o las să plece la Dinamo, cu toate că e o chestie mai mult simbolică, nu e ca și cu Mihaela Buzărnescu să joace tenis contra la cineva de la Nu, Dinamo. bineînțeles, nu. Dar Mihaela Buzărnescu, bă, când se uită cineva pe CV, ia fata mea, tu unde activezi? Păi eu sunt la Steaua București, Steaua București, da, noi știm că ăia sunt și cu fotbalul, ăia erau și poate și cu hockey, și cu handball. Păi stai un pic, că Steaua e cineva în lume, la nivel de cluburi. Dar nu vorbim doar de fotbal, vorbim ca și club sportiv, departamental, da? Dacă pe ea îi doare în pix, bine, pe ea i-a durut în pix de un animal care se chinuie. Deci nu m-aș fi așteptat să fie ceva interes pentru Mihaela Buzănescu. Păi aia a durut în pix pe românește de un cal, un animal care nu are nicio vină. Da, deci oricum nu interesează. Da? Poate, cine știe, într-o zi o să dea socoteală ce fac cu alea 24 sau 26 de milioane de euro. Că pe Mihaela Buzărnescu n-au plătit-o. Și mai sunt personaje pe care nu le plătesc, da? Pe Da. acolo prin club. Hai să mai Știm lucrul ăsta. citesc, câteva Sigur. comentarii. George ne scrie, ne-au scos mingea din poartă la un meci fără miză, meci transmis pe Digi Sport. Dacă nu va fi televizat, Adi 2 are dreptate, va fi măcel. Vali întreabă, oare nu va prelua Digi toate meciurile? Nu știu, este o problemă aici, nu știm încă care este situația cu televizările. S-ar putea drepturile TV să fie în continuare la echipe. Sau s-ar putea ca drepturile TV să fie la FRF. În cazul în care drepturile TV sunt la FRF, s-ar putea ca federația să le vândă într-adevăr la Digi Sport și atunci să forțeze echipele să accepte carele de transmitere și așa mai departe. Chiar dacă FCFCSB n-ar vrea să permită transmiterea meciului, ar fi obligată, știi, să o permită. Andrei întreabă, dar de ce nu iese nimeni acum la TV de la Steaua să atenționeze lumea pentru furăciunea ce va avea, ce va urma cu netelevizarea? Nu știm, și noi am fost de părere că cei din conducerea Stelei ar trebui să facă puțină mișcare în săptămânile astea. Daniel Oprița și jucătorii lui și-au făcut treaba. Acum ar trebui să se pună și conducerea pe muncă. Că până acum ei chiar n-au făcut nimica. Nu se E, hai să poate. mai avem răbdare cu domnul Bichir. Îl lăsăm până după baraj, Bun, da? aici nu-i vorba numai de domnul Răzvan Bichir. El, într-adevăr, a venit acum cât o săptămână. Bun. Dar nu e singurul om în club. Mai există manageri pe acolo. Să se ocupe și managerii. Tot Andrei ne scrie, nu e posibil ca în 2021 să nu se permită televizarea unui meci, chiar nu își pune nimeni niciun semn de întrebare. Nimeni nu și-a pus, din păcate. Conducerea clubului nostru nu a protestat deloc când în tur nu am avut voie să vedem nimic de la meciul ăla. Nu s-a permis nimic, nici măcar fotografiere. Asta a fost faza penibilă, că în tur cei de la FCFGSB au dat ordin ca nici măcar pozele făcute cu telefoanele să nu fie permise în jur. Deci existau oameni care erau atenți în jur ca cei prezenți la meci să nu facă poze. De ce? Nu știu, că nu cred că au avut loc acolo exerciții militare ultrasecrete. Nu cred că s-au pregătit acolo soldați pentru lupta împotriva Rusiei sau împotriva Chinei și așa mai departe. Însă se pare că ce a avut loc la acel meci dintre Steaua și FCFCSB a fost top secret. Nu s-a putut transmite. N-am putut să vedem și noi golul lui Chipirliu. Asta este. Da. Dacă nu mă înșel, în meciul acela pe care noi l-am câștigat jucând cu un om în minus, așa e, Adi? Da, Deci, parcă așa a fost, nu? în tur am jucat cu un Am... om în minus, în retur am avut minge scoasă din poartă. Două meciuri, două greșeli de arbitraj împotriva Stelei. E doar o coincidență. Da?
sau hai să nu zic greșeli, dar decizii ale arbitrului împotriva Stelei. Că s-ar putea să nu fi fost, s-ar putea să fi fost o decizie corectă, dar totuși împotriva Stelei, eliminarea din meciul tur. Mihai ne scrie, Steaua are nevoie de un Basarab Panduru, are nevoie de cineva care să vorbească pentru club, Ogăraru pare că are alte atribuții. Foarte bine zis aici și într-adevăr Steaua are un departament de comunicare care dă din când în când comunicate prin care atenționează sau nu știu ce. Păi ar trebui să mai dea niște comunicate, nu? Eu cred că la momentul ăsta ne trebuie mai mult decât comunicate. Păi, avem nevoie uite, de un om care să iasă în public și să se bată pentru Steaua. Acolo, credeam și eu că o să te duci, dar voiam să ți-o iau înainte și să spun că nu știu, sper ca oamenii să nu se aștepte ca Florin Talpan să facă iară notificări cum a făcut anul trecut. Că nu știu cum să vă spun, dar după notificările alea, omul acesta s-a trezit cu jumătate din salariu ras. Ar cam fi vremea să vină altcineva și să trimită notificări la FRF, nu credeți? Că dacă mai trimite Talpan încă o notificare și mai scad ăștia încă jumătate din salariu, cu ce mai rămâne omul ăla? Ideea e în felul următor. Florin Talpan și-a făcut datoria față de club cu vârf și îndesat. Nimeni nu are ce să-i mai reproșeze omului ăsta. Nimic. La momentul ăsta, Florin Talpan nu are cu ce să ajute clubul Steaua. Florin Talpan nu are cum să ceară un arbitraj corect pentru Steaua. Florin Talpan nu are cum să dea FRF în judecată și să facă dreptate pentru Steaua. Pentru că nu îi se permite. Deci să uităm ce poate face Florin Talpan, pentru că Florin Talpan a făcut suficient. Florin Talpan nu prea mai are ce să facă pentru Steaua. Ăsta e adevărul. Foarte bună sugestia regelui Mihai. Un individ ca Basarab Panduru ar fi foarte bun pentru comunicare. Că eu, din câte țin minte, Panduru, când era la televizor, nu se referea să spună lucrurilor pe nume. Nu l-am mai urmărit în ultima perioadă, e adevărat, nu știu, am înțeles că el s-a și dus să lucreze cu Reghe Camp la un moment dat. Nu știu situația, nu mă bag în a o comenta, dar știu că atunci, pe vremuri când urmăream și eu și Panduru era la televizor, nu se ferea să spună lucrurile așa cum erau. Și de asta avem noi nevoie. Avem nevoie de un om acolo, de un conducător, să vină și să spună, domne, nu se poate să vă bateți joc de Steaua București chiar așa. Federația Română de Fotbal, v-am spus, v-am tot trimis notificări, să vedeți ce faceți cu identitatea Stelei. De ce nu respectați? De ce n-ați comunicat la UEFA? De ce n-ați făcut ce trebuie să faceți? Nu există un astfel de om în club, din păcate, și de asta cred că și are FC FCSB tupeul acesta de a merge și de a-și aranja lucrurile în favoarea sa. Eu nu mă îndoiesc de faptul că FC FCSB și-a aranjat ordinea acestor meciuri ca să fie în favoarea sa. Nu știu dacă va fi televizat sau nu meciul, ultimul meci, dar cu siguranță pentru ei este un avantaj că îl pot pregăti la ei acasă și așa mai departe. Îți dai seama că ei au două meciuri la dispoziție în care ne pot fura. Deci au două meciuri. Da? Deci dacă nu le iese în primul meci, le poate ieși în al doilea. Da? Că având un singur meci, puteai să ai și tu noroc, da? Și să bați în metru 90, să spune. Că aveai un meci greu, ei trimiteau jucătorii de la prima echipă și tu băteai greu chiar și împotriva la arbitrii. Mă, dacă n-ai două meciuri, au două șanse în plus să te fure. Da? Eu spun cinstit, văzând cum stau lucrurile, va fi foarte greu să promovăm. Regele Mihai continuă și zice ceva, un lucru foarte bun, foarte bun. Zice, nu de comunicate avem nevoie de cineva care să aibă cuvintele la el și care nu acceptă mizerile pe care presa și FRF le aruncă împotriva Stelei. Talpan este un foarte bun jurist, dar nu știe să comunice și nici nu e treaba lui asta. Adevărat aici, adevărat. Deci noi avem nevoie de un ultras, ca să spun așa, dar pe comunicare. Un stelist care să nu accepte Basarab povești. Panduru nu era un om care să ferească, Adi. Da, păi de asta cred că a și fost propus.
Da, repet, eu nu mai știu despre el nimic în ultima perioadă pentru că nu am mai urmărit emisiunile TV de la Digi, de la Telecom Sport. Tot ce știu despre Basarab Pandur în ultimul timp este că la un moment dat, chiar recent, s-a dus să lucreze împreună cu Reghe Camp. Nu știu ce înseamnă asta, nu știu care este punctul de vedere al lui Panduru în ceea ce privește Steaua sau FC FGS. Bun, nu știu dacă e prieten cu Reghe Camp sau nu, dar da, eu unul aș fi foarte, foarte încântat dacă la Steaua ar ajunge într-o poziție din asta de relații cu publicul sau cu presa, o persoană ca Basarab Panduru care să știe să și spună ce trebuie și când trebuie. Acum, de exemplu, cum bine au văzut și ascultătorii noștri, după meciul acesta, după ce Steaua a terminat pe primul loc în campionatul Ligii 3, am fi avut nevoie de cineva care să facă un tur al televiziunilor și să pună un pic de presiune pe Federația Română de Fotbal, atenție, ca să trimită arbitrii corecți la meci. Nu ca să ne facă nouă vreo favoare Federația, ci ca să nu se întâmple mizerii. Atât. Eu vă aduc din nou aminte de o chestie. În acel an în care ne-am bătut cu FCR pentru promovare, din Liga a 4-a în Liga a 3-a, cei de la FCR, în fiecare săptămână, aveau pe cineva din conducere, Pancu, Daniel Niculae, Burcă, cine mai era, îi aveau la realitatea și făceau o emisiune în care vorbeau despre planurile lor, despre Tudorache, despre nu mai știu eu ce. În fiecare săptămână se întâmplă asta. La noi nu se întâmplă. La noi ar trebui să se întâmple, nu la ei. Că noi suntem echipa mai echipă, ca să spun așa. Noi suntem clubul mai mare. Noi ar trebui să fim prezenți în fiecare săptămână, pe prima pagină a ziarelor, la emisiuni, la TV și așa mai departe. Nu știu. Eu nu știu de ce nu există așa ceva la noi. Sincer zic. Da, asta este. N-avem ce să facem. Atât se vrea, deocamdată. De asta îți spuneam mai devreme că vis-a-vis de echipă și de Oprița, mare proșuri, indiferent de rezultat, nu vom avea. Bineînțeles, dacă se promovează, va fi extraordinar. Dacă nu se promovează, mare proșuri Nu, pentru din Oprița nu punctul voi meu de avea. vedere n-ai ce să-i reproșezi lui Daniel Oprița. Daniel Oprița și-a îndeplinit obiectivul, a câștigat campionatul, a făcut o echipă care a fost neînvinsă în acest sezon. Nu ai ce să-i reproșezi lui, n-ai ce să le reproșezi jucătorilor. Știu că au existat unii oameni care au spus că Chipirliu n-a dat câte goluri. Comentarii vor fi mereu, suporteri niciodată nu vor fi mulțumiți în totalitate, însă dacă putem să vorbim un pic serios, trebuie să recunoaștem că atât antrenorul cât și jucătorii și-au făcut treaba în acest sezon. Nu avem ce să le reproșăm. Dacă vor continua să joace cum au făcut până acum și dacă meciurile vor fi corecte, ei vor promova. Au demonstrat deja. Cu FC FGSB 2 a fost nevoie ca arbitru să le scoată un gol din poartă. Da? Asta spune tot. Când se întâmplă asta, înseamnă că tu ca antrenor și jucătorii v-ați făcut treaba. Mai departe n-au ce să, ei n-au ce să facă. Fac o pauză acum, prieteni, și vă rog să distribuiți emisiunea și, bineînțeles, vă spun, dacă vreți să intrați cu noi și să spuneți și voi ceva, aveți link-ul de Hangouts în descriere. Pentru cei care văd această emisiune pe una din paginile noastre extra, Semper Superiores sau Steaua Liberă 47, dacă ne lăsați mesaje, comentarii pe acele pagini, ne cerem scuze, dar nu o să le vedem. Vă rugăm frumos, intrați pe pagina Steaua Liberă, originală, cea mare, și scrieți comentarii acolo, pentru că altfel nu o să le vedem. George scrie așa, sper că George Ogăraru să meargă luni la prima oră la FRF și să nu se întoarcă fără să ne spună clar că toate meciurile de baraj vor fi televizate.
măcar atât să facă de banii pe care îi ia pe lună. Iar Vasile Moldovan scrie, la noi se taie frunze la câini prin club. Din păcate, da. Din păcate, da. Asta este, nu avem ce face. Meciul cu CS Tunari a fost, cum am zis la început, relaxat. Steaua a câștigat oricum, după o fază frumoasă a lui Zaharia. Foarte, foarte bine a jucat Zaharia, foarte bine a gândit faza, foarte bine a șutat. Este un jucător în formă. Avem foarte mulți jucători în formă foarte bună. El, Chipirliu, Răzdan, Huiban sunt jucători care pot să decidă singur soarta unei partide. Acum așteptăm să vedem. O să mai fie un meci cu Metalul Buzău. Acest meci va avea loc vineri, prieteni, atenție. Nu va avea loc sâmbătă. De ce? Din cauza Paștilor. Nu va avea loc sâmbătă, va avea loc vineri. Și eu sper, Adi, nu știu ce crezi tu, eu sper ca Daniel Oprița să joace în ultimul meci numai cu juniori. Tu ce zici? Ar trebui să joace cu juniori pentru că cel mai bine ar fi să protejăm mai ales primul 11 pe care probabil că l-are deja creionat, cu care va aborda barajul și n-are rost să riști. Mai bine dai șansa unor copii să joace. Cu ocazia asta mai capăt experiență și în felul ăsta nu ne expunem nici noi la accidentări. Eu cred că Daniel Oprița vrea să termine sezonul neînvins, însă nu mi-a plăcut cum au jucat unii fotbaliști de la CS Tunari astăzi. Au jucat foarte agresiv. Mie mi s-au părut că pentru un meci în totalitate fără miză, pentru că nu avea nicio miză nici pentru Steaua, nici pentru CS Tunari, au jucat mult prea, mult prea serios. Și când zic serios, mă refer la serios. Câte echipe au jucat serios cu noi? Toate au jucat, bineînțeles. Toate, exact, toate. Toate. N-a fost niciuna care să o lase mai moale. Exact ce am vorbit la începutul sezonului. Bine, acum nu trebuie să-l acuzăm pe Oprița. Eu sunt convins că e cu gândul deja la meciurile de baraj. Pentru că acolo se joacă practic soarta echipei. Nu știu, spun cinstit, corupție în România de foarte mulți ani. La un moment dat, știi că ne contraziceam amândoi, tu spuneai că Mircea Sandu a fost cel mai mare hoț, eu spuneam că se pare că Burleanu ar fi cel mai mare hoț. Cred că acum, după câțiva ani, poți să-mi dai dreptate. Cred că poți să-mi dai liniștit de dreptate, deși nu doream să-mi dai dreptate. Ăsta e cel mai mare hoț pe care l-a avut fotbalul românesc. Bine, nu e, el este doar vârful icebergului. Da? Va fi greu, fraților, să ne calificăm, să promovăm în Liga a doua. Va fi foarte greu. Eu nu aș fi extrem de fericit să văd lucrul ăsta, dar o să ne fie foarte greu. Pentru că vom fi furați cu 7 mâini. Iar dacă meciul ăsta de baraj nu va fi transmis, nu ne așteaptă o soartă prea bună. Din păcate. Nu știu care e părerea ta, Adi. Eu nu fac neapărat probleme de transmiterea meciului, că așa cum au observat și ascultătorii noștri și când s-a transmis meciul, ei tot ne-au furat. Adică, știi? Nu cred că contează lucrul ăsta atât. Dacă ei vor să te fure, o să te fure. Eu îmi fac probleme de conducerea clubului. Pentru că eu... Noi nu avem conducere. Nu, avem. Și eu nu pot să uit faptul că în fiecare an, din ultimii ani, conducerea a fost mereu împotriva promovării. Pentru mine o să rămână, nu știu, un coșmar ceea ce s-a întâmplat atunci în anul cu FCR-ul, când Codrin Munteanu a coborât din turnul său de fildeș de la MAPN ca să le spună jucătorilor lui Lăcătuș că obiectivul Stelei nu este promovare. Deci, nu mai avem ce să spune. Când au loc astfel de lucruri, întotdeauna trăiești cu, nu știu, cu frica că o să se întâmple ceva și că... Da, degeaba îți pui toate speranțele în niște jucători și în niște antrenori, dacă la un moment dat lor li se spune fix asta. Nu trebuie dar să promovați. Dar nu mai sunt speranțe. Știi?
când conducerea echipei îți transmite așa ceva, că putem să numim că aia era conducerea echipei, nu ce aveam noi la conducere. Tăticule, ăia sunt. Deci, Steaua este aici, astăzi, la momentul ăsta, în groapă, pentru că putem să numim că e în groapă, chiar dacă am mai câștigat niște procese, chiar dacă ne aflăm în Liga 3-a. Să nu ne păcălim. Să nu ne păcălim să credem că Steaua acum suntem pe cai mari. Nu, nu suntem pe cai mari. Noi am stat 2 ani în Liga 4-a. Da? Și era cumva normal că în Liga 3-a, îți dai seama ce Liga 3-a puternică era dacă nu puteam noi să promovăm. Nu, te-am bătut la promovare, nu e nicio problemă, că ne-au lăsat, până aici ne lasă, deci nu ne fură nimeni. Da? Asta 3 ani dacă în Liga 4-a, vezi? Da, scuze, 3 ani. E, dacă îmi va veni momentul acum, hai să vedem dacă mai suntem lăsați să promovăm. Da? Și ce vom spune dacă nu promovăm? Să, ghinion, ce, și-au trimis să ia jucătorii de la Liga 1... Ne-a ciupit un pic și arbitrii, o să fim la fel, cu aceeași atitudine. Deci, practic, nu s-a schimbat nimic, da, în anii ăștia. Ce o să spunem? Noi ne păcălim acum crezând că Steaua are un stadion pe care deocamdată nu putem juca, da? Am bătut niște echipe la Liga 3, dar să fim sinceri, acum sunt echipe subțiri, multe dintre ele, da? Am fi putut să câștigăm și fără un mare lor, da? Mă mai auzi, Adi? Da. Îmi spune liniștit. Da. Jucând de maniera asta, oricum puteam câștiga aproape toate meciurile. Vezi, când vezi meciul cu FCSB și vezi că ești furat pe față, că ăla a fost fur calificat și a făcut nenorocitul ăla de arbitrajul ăla, e fur calificat. Deci ăla este fur calificat, ți-a scos mingea din poartă și nu a dat-o în roșu. Deci mai mult data nu se putea. Faptul că am egalat e excepțional. Da? Ei, și o să vină momentul decisiv când joci cu aceeași echipă de 2 ori. Aceleași echipe care i s-a permis să aducă cât jucători vrea ea de la Liga 1, da? Că pe aia poate să aducă, oricum se schimba regulamentul, dacă era nevoie să aducă 20-20 atunci. Da? O să-și numească arbitru, o să vină Argăseală să se ducă iară pe la vestiare, că domnul Argăseală, asta e principala, el e plătit și pentru FCSB 2. Adică Nea Vale își face treaba cu brio, știi? Că el e foarte important ce se întâmplă la FCSB 2. Da? Și o să dăm din numeri. O să mi se spune iară, bă, Adi, știi că a fost mustață pe acolo, pe la meciul? Deci, o să aflăm că au fost toate personajele, o să aflăm că au fost suporteri de la FCSB, mai puțin suporterii noștri, care au fost din nou pagiocoriți, da? Și echipa. Și o să ni se dea din numeru, știi ce o să spun atunci, nu? Și nu o să mai știu de acord. Noi i-am dat lui Daniel Oprița toate fruiele. Daniel Oprița? Bă, Daniel Oprița și-a făcut echipa măgunoailor. Dar nu Daniel Oprița a ales arbitru cu care a furat voi, da? Și n-a făcut Daniel Oprița regulamentele de la FRF. Da? Am fost și împotriva lui Daniel Oprița pentru că la un moment dat echipa nu juca. Astăzi îmi fac mea culpa și spun, dar n-am ce să reproșez lui Daniel Oprița la sfârșitul sezonului. Indiferent de rezultatul barajului, Daniel Oprița nu ai ce să-i spui. Da? Am fost împotriva lui Daniel Oprița, zic pentru eu... Pentru că nu juca echipa, Nu pentru că echipa nu juca, am fost pentru că avem o istorie de... decizii proaste ale conducerii. Și eu cred că asta este atitudinea cea mai prudentă. Nu să aștepți și să primești fiecare numire cu brațele deschise, ci să fii cât se poate de suspicios, da? Să suspectezi totul. Pentru că cei din conducerea clubului Steaua n-au demonstrat în niciun moment că vor binele clubului. Era absolut normal ca noi să ne așteptăm, ca noi să credem că Oprița nu a fost adus pentru ca clubul să promoveze. Da? De, era normal să ne așteptăm la lucrul acesta pentru că așa au făcut până atunci. Că s-a întâmplat și echipa a promovat. Atenție! Încă un lucru trebuie să spunem. E adevărat, Oprița a făcut o treabă excepțională și a făcut o echipă bună și a adus jucători buni. Dar nu era obligatoriu ca Steaua să promoveze. Noi am avut un foarte mare noroc cu pandemia. Bine punctat. Că știți, eu vă aduc din nou aminte ce scandal au făcut cei de la FCR 2 pentru că n-au putut să joace un meci de baraj cu noi. Ei luaseră bătaie cu 4-0 de la Steaua în campionat, dar voiau neapărat să se joace în meciul ăla de baraj. Adică ei aveau încredere că în meciul ăla de baraj ne pot bate și să se califice ei. Nu, adu-ți aminte că a fost suspendată Liga 3-a, da? Iar Liga 2-a s-a mai jucat doar un play-off făcut din 6 echipe.
Da? Dar voia Lumânare să se joace Liga 4-a. Că aveau ei înțelegere cu Da, păi Begari. da. Bă, deci n-ai mă cum cu gunoaiele astea, dacă vezi gunoaiele astea. Eu mă întreb, ei la un moment dat, ei o să mai poată să meargă, mă, pe stradă? Nu Da, se gândește, bineînțeles, nu se bineînțeles. stimulă la ea. Ce o Nu să te le mai spuneți gândi, dumneavoastră? tu ești un om foarte optimist și ai o viziune foarte pozitivă asupra lumii. Tu chiar crezi că oamenii o să-i tragă vreodată la răspundere pe hoții ăștia? În România nu o să se întâmple, Adi. În România hoții sunt băieții buni, hoții sunt admirați, apreciați. Ăsta este adevărul. Hai să nu ne mai mințim. Florin Talpan nu este apreciat pentru că Florin Talpan nu este Gigi Becali să apară în fiecare zi la televizor și să facă scandal. Florin Talpan nu a furat. Florin Talpan nu îi ajută pe cei care vor să fure de la, din banii statului, de la Steaua. Că Asta e știi marea foarte bine, problemă. că știi foarte bine că unul dintre marile reproșuri care îi se aduce lui Florin Talpan este că nu semnează documentele pe care îi le bagă sub nas unii și alții. Pe ei nu interesează dacă documentele alea sunt bune sau nu pentru Steaua, sunt legale sau nu, nu. Pe ei deranjează că Florin Talpan nu semnează. Păi bă, dacă ăla n-a semnat, n-a semnat pentru că poate crede că nu e corect. V-ați gândit la asta? Nu, nu se pune problema. Sunt foarte mulți oameni care îl critică pe Talpan strict pentru că el nu își pune autograful pe toate documentele care îi sunt prezentate. Este o atitudine greșită din punctul meu de vedere. Suporterii nu ar Eu am trebui o să... întrebare la Zi. tine, Adi, dacă se poate. Da. Tu crezi că dacă era Florin Talpan comandant, tu azi mai jucai cu FCSB2? Nu, bineînțeles că nu. Nu că eram pro, deci nu spun că eram în Liga 1. Nu, nu, Crezi bine, tu nu. odată că noi mai jucam cu FCSB2 vreodată în Nu. viața noastră? Deci dacă... Eu sunt de părere că dacă Florin Talpan ar fi fost numit comandant în oricare din ultimii ani, s-ar fi întâmplat două lucruri. Unu, ori FC FCSB ar fi dispărut, echipa ar fi fost închisă și gata, ori FC FCSB ar fi devenit în totalitate altă echipă și n-ar mai fi existat niciun conflict între Becali și Steaua, n-ar mai fi existat nicio asociere a lui Becali cu Steaua și așa mai departe. Că e posibil, adică știi la ce mă refer? Adică pur și simplu Becali ar fi zis, da, domne, n-am nicio șansă cu ăștia, gata, termin cu Steaua București, schimb și numele ăsta că FC FCSB e un nume tâmpit, îi pun FC Becali, FC Sportiv Becali, cum și-a făcut el acolo, și gata, știi? Adică nu mai exista nicio confuzie în ceea ce privește această echipă. Ar fi fost recunoscută ca una distinctă, total diferită de Steaua și Steaua ar fi fost văzută ca Steaua. Nu știu, acum ai zis și tu, dacă echipa ar fi promovat. FCSB, știi cum ar putea să fie iarăși ca și denumire? Face spume de care și mi-aș dori din inimă să facă spume. Să Da, facă păi nu, că spume. face deja, spune, stai liniștit, îți dai seama. Hai să Da. vedem ce a mai scris oamenii pe chat. E Iulian ne cineva pe noi spune, în direct? da, a intrat Flavius, o să-i dau cuvântul imediat după ce citesc aceste două comentarii. Iulian zice așa, salutări băieți, credeți că cei de sus, de prin club, ar avea curaj să le zică celor de la FRF, dacă cumva ne furați la baraj, nu vă mai primim în Ghencea cu echipa națională? Măcar atât să îi sperie. Se aude că au venit câteva personaje din FRF să discute să joace naționala acasă în templu. Nu se pune problema de așa ceva. Eu știu din ce s-a întâmplat până acum că cei din conducerea clubului Steaua s-au pus mereu preș în fața Federației Române de Fotbal. Chiar și când Federația Română de Fotbal își bătea joc de noi. Chiar și când Federația Română de Fotbal făcea pe dracu în patru ca noi să nu promovăm, ca FCR să promoveze. Când ne dezavantajau pe față, echipele lor erau în continuare primite în Ghencea și puteau să joace, să facă antrenamente și așa mai departe, în complexul sportiv Steaua. Deci întotdeauna Burleanu a avut ușa deschisă la clubul Steaua, să nu zic Burleanu, Federația. Federația a avut ușa deschisă la clubul Steaua, mereu. Nu se pune problema să îi șantajeze.
ce spune Iulian este corect, așa ar fi trebuit să facă conducerea clubului Steaua, să le spună, nu ne dați voie să jucăm corect, interveniți, faceți șmecherii, delegați arbitrii cu temele făcute de acasă, bun, nu mai aveți ce să căutați în Ghencea, noi nu o să vă mai dăm niciodată voie să jucați pe stadionul Steaua cu echipa voastră națională, să mergeți la Ploiești, să mergeți la Constanța, pe unde mai mergeți voi și jucați acolo. Asta ar trebui să, da, să spună, dar evident nu o să se întâmple. George zice și el se taie frunze la câini, iar sportivii din WTA 100 chiar se duc la câini pentru că nu suntem în stare să-i păstrăm. Nu că nu suntem în stare, dar nu cred că vrem să-i păstrăm. Nu știu de ce au adus-o pe Michi Buzărnescu la Steaua, nu știu de ce le-au adus pe celelalte sportive la Steaua. Probabil doar ca să facă o cheltuială cu banii ăia, să existe o justificare pentru a cere un buget mai mare în sezonul următor. Habar n-am, dar este evident că felul cum gestionează tenisul este greșit. Și Florin scrie și el, nu prea cred că la ora asta, dacă nu ar fi Becali, ar mai fi FC FGSB. Iar problemele lui Rapid și Dinamo ar fi floare la ureche. Da. Păi este evident că FC FGSB este moftul lui Becali, există cât are chef Becali, asta este clar. Din păcate, oile nu prea pricep chestia asta. Ei cred că cel mai mare pericol pentru FC FGSB e Talpan sau Steaua. Nu. Cel mai mare pericol pentru echipa lor este omul de care ei se feresc să vorbească, pentru că se tem să spună vreodată ceva rău de Becali, să îl critique, dar el poate oricând să le distrugă echipa. Și ei acceptă lucrul ăsta. Acceptă și speră că dacă îl pupă destul de tare în fund, acesta nu va face. Dar evident că Becali nu o să țină niciodată cont de părerile fanilor săi. Flavius, salut! Bine ai venit la noi în emisiune! Salut, băieți, ce faceți? Vă salut, mă bucur că faceți o emisiune despre Baraj și să sperăm că vom reuși să promovăm anul ăsta. Eu sunt mai optimist din fire, deși sunt foarte conștient de tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei și în fotbalul românesc în general. Părerea mea, la fel cum am spus-o și în intervenția anterioară cu voi în direct, important este să ne organizăm noi ca și club, să fim un club foarte bine organizat din punct de vedere juridic. Și cel mai important este să vină steliști vocali, steliști celebri alături de Steaua și să apară și să o spună public peste tot și să susțină Steaua. Iar acum, indiferent că va fi sau nu va fi televizat meciul, cel mai important este atitudinea băieților, să fie foarte concentrați, să fie centrați acolo, indiferent de arbitri, de interese și așa mai departe, să joace până la ultima picătură și să câștige. Dacă vă aduceți aminte, prin 2001, în cooperativă, în timpul blaturilor, Sechelariu a reușit să nu televizeze un meci de baraj între Faru și FCM Bacău. Evident, a cumpărat absolut tot și până la urmă tot Faru a promovat în Liga 1 și a căzut Bacău. Deci, până la urmă e vorba de atitudine aici, din partea băieților, și foarte important este să se organizeze, să ne organizăm ca un club, ca lumea, serios, competent, și să vină foarte mulți steliști. Să vină steliști, cele steliștii din 85 încoace, să vină toți care au jucat la echipă, să devină membrii fondatori ai Stelei, într-adevăr. Mai vină toți cei care iubesc Steaua, că nu toți iubesc Steaua. Și avem exemple, avem exemple destule. Avem exemple de eroi. Chiar și din ăștia, din 85 încoace, dar hai să nu enumerăm, să fim buni. Avem exemple de eroi, într-adevăr. Eroul operat de la Sevilla, într-adevăr, este un exemplu negativ. Dar haide să vorbim de ceilalți băieți care sunt exemple pozitive și care oricând ar putea să vină. Panduru, ați enumerat și voi în discuție mai devreme. Sunt o grămadă de băieți care au apărut și după 90 încoace. Deci, eu consider că trebuie să iasă la iveală spiritul stelist și să se dorească, frate, până la urmă, să dorească să redevină Steaua adevărată, să revenim, pur și simplu să revenim. Nu să începem să discutăm de X, de Y, de OI, de FCSB, de banii lui Becali și așa mai departe. Asta nu trebuie să ne intereseze, trebuie să rămână în plan secundar, trebuie să rămână
trebuie efectiv să nu cădem în plasa mass mediei, pentru că ei asta vor și asta au făcut și asta fac de 3-4 ani încoace. Da, cam asta e părerea mea. Flavius, te salut și pe tine, Adi, îmi cer scuze că trebuie să ies, suntem trei de Gheorghe în familie, mă așteaptă o bere și niște friptură. Mulțumesc băieților, mulțumesc și ție, Flavius. Salutare, Doamne ajută și să ne auzim de la excelent. Salut, Adi, și la mulți ani, Gheorghilor. Evident, ne apropiem oricum de finalul emisiunii, nu cred că are rost să mai continuăm mult. Flavius, două secunde, te rog frumos, dăm voie să mai citesc două comentarii. De la regele Mihai, el spune așa, nu sunt de acord cu Adi, chiar dacă Burleanu e un jec, cum știm toți, echipa națională a României poate să joace și la mine în apartament, dacă vrea, nu discutăm, se poate pune presiune și prin alte metode, fără să boicotăm echipa națională. E adevărat și acest aspect, pentru că... Steaua București este până la urmă un club sportiv și în calitate de club sportiv trebuie să încurajeze sportul, nu să pună piedică sportului. Eu v-am zis ce aș fi făcut eu. Eu aș fi fost așa mai dur cu Federația Română de Fotbal, dar nu pot să spun că sunt neapărat supărat dacă alții gândesc altfel și într-adevăr ar dori ca meciurile echipei naționale, despre care știți foarte bine, eu nu cred că echipa națională, ci echipa federației, dar asta n-are rost acum să discutăm. Dacă meciurile acestea ar trebui să aibă loc pe stadionul Steaua, dacă cei din conducere sunt de acord cu asta, evident nu este o foarte mare lovitură, cel puțin nu pentru mine, nu este foarte mare lovitură nici pentru Steaua, dar atenție! Una este să încurajezi sportul și să ajuți oamenii, publicul să vadă fotbal de calitate pe un stadion de calitate. Alta este să lași Federația Română de Fotbal să facă ce vrea cu tine. Că mie mi se pare normal dacă eu îți pun la dispoziție stadionul ăsta ultramodern, cel mai frumos din țară. Dacă eu îți ofer toate condițiile. Poartă-te și tu fair cu mine și nu îți cer, din nou, nu, noi nu vrem ca Federația Română de Fotbal să le spună arbitrilor să ajute Steaua. Departe de noi gândul ăsta. Nu vrem să promovăm noi ajutați de arbitru. Vrem doar ca meciurile pe care le vom avea cu FC FCSB să fie arbitrate corect. Toate meciurile pe care le vom avea vrem să fie arbitrate corect. Și mai important decât arbitrajul corect este atitudinea băieților să-și dorească promovarea și să o câștige indiferent de arbitraj. Până la urmă s-a demonstrat și există o grămadă de meciuri în istorie în care echipele dezavantajate au câștigat. Deci până la urmă cel mai important este să fim atât de buni încât să câștigăm și chiar și împotriva unui arbitraj mai puțin echitabil, să zic așa. Eu cred că băieții și-au demonstrat deja dorința asta. Adică eu cel puțin așa am văzut la ei. Oamenii au demonstrat. Adică eu nu le pot reproșa nimic. Ai tu ceva să le reproșezi, Flavius? Vorbeam de reproșuri, eu vorbeam de atitudine de la meciul de baraj. Eu vorbesc de meciul care urmează, nu vorbesc de ce a fost. Despre Oprița nu rămâne absolut nimic de spus decât că este, până să vină la Steaua, el declara că este FCSB-ist. Pentru el Steaua era FCSB-ul și sunt atâtea videouri online, le găsești dacă îl cauți pe Oprița cu declarații până să vină antrenorul. Știu. Păi de asta noi și am fost, din acest motiv, Flavius, noi am și fost critici la adresa lui în momentul în care a venit. Nu din alte motive. Bun, dar okay, omul a demonstrat între timp. Haideți să vedem meciul de baraj și să ne axăm pe atitudinea echipei mai mult decât pe, din punctul meu de vedere, mai important atitudinea echipei decât arbitraj. Oprița a demonstrat că își dorește performanța, a demonstrat că își dorește promovarea. Eu, în momentul de față,
nu-l pot acuza pe el de nimic. Nu pot să spun că nu și-ar dori sau Dar că e nimeni făcut nu-l silist. acuză. Nu, Doamne ferește, eu n-am acuzat de eu nu acuz, eu doar am zis atâta tot. Haideți să ne concentrăm pe ce urmează, că ceea ce urmează e important. Ce a fost deja e de trecut, e de domeniul trecutului și practic viitorul stă în ceea ce urmează săptămânile următoare. Asta e cel mai important pentru tot sezonul și pentru anii următori, bineînțeles. Flaviu, stai să te întreb ceva. Noi am discutat foarte mult despre meciurile cu FC FCSB, dar ce părere ai despre celelalte echipe cu care vom juca? Sau, mă rog, cealaltă echipă cu care vom juca, echipa din seria 3, Mostiștea, Olmu sau Afumați? Ce părere ai despre ele? Sunt echipe anonime pe care o să le batem la pas. Deci ideea nu e de competiție între echipe, între Steaua și echipe anonime. E vorba de dacă se vrea sau nu se vrea promovarea. Unu. Și doi, de atitudinea băieților în câmp. Da. Bun. Asta văd eu. Și cel mai important, să mergem la fel cum am fost și la modelul. Eram 200-300 de persoane acolo care am susținut Steaua să promoveze în Liga 3. Și până la urmă s-a reușit promovarea. A fost un prim meci destul de dificil, să zic așa. Al doilea fără probleme, dar e important să mergem să fim un număr cât mai mare alături de echipă. Iarăși, din punct de vedere al fanilor. Nu cred că o să se poată... Că o să poată suporteri să meargă la meciuri. La modelul am stat în câmp, Adi. Păi bun, dar na, acum nu cred că... Am fost la modelul în câmp, deci în câmpul modelul, comuna modelul din județul Călăraș, unde s-a jucat astăvară barajul, da? Și am stat vreo 200-300 câți erau, am stat în câmp. Ok, dar ziceam că nu cred că acum se mai pune pe noi să se joace în câmp, adică... Într-adevăr, nu știu, Mostiștea, Olmu, CSA, Fumați, nu știu ce stadioane au, dar na, dacă joci la Steaua sau la FC FCSB, acolo e mai dificil. Ok, da, e important să fie foarte mulți suporteri în jurul stadionului. Eu cred că cel mai bine ar fi să meargă suporterii la stadionul Steaua, eu nu cred, adică indiferent de meci ei să fie la stadionul Steaua prezenți. La stadionul Steaua să sărbătorească eventuala promovare, la fel ca anul trecut. Sunt de acord cu asta. Dar și să pună presiune pe cei din club. Asta da. Și să pună asta presiune da. Pe cei din club, cred eu. Asta da, asta da. Dar asta unde se joacă meciul. Da. Bun. Prieteni, dacă mai vreți să mai puneți întrebări, dacă vreți să intrați cu noi în emisiune, apăsați acum pe butonul de Google Hangouts. Lăsați-ne mesaje în chat, bineînțeles, puteți să ne scrieți pe mesageria paginii Steaua Liberă în cazul în care vreți să spuneți ceva și să vă păstrați anonimatul. Vă mai rog să și distribuiți live-ul, pentru că dacă distribuiți acest live o să ne ajutați foarte mult să ajungem la foarte mulți oameni. Flavius, dacă tu mai ai ceva de spus. Pur și simplu aștept promovarea și vreau să mă bucur și să merg la meci pe nou stadion în Liga a doua. Poate chiar la un derby cu Dinamo. Ar fi ceva incredibil. Practic e și primul meci la care am mers la stadion. A fost în Steaua Dinamo pe Ghencea, pe vechiul Ghencea. Zici că retrogradează DDB-ul? Și sper și îmi doresc să merg la un meci, ar fi ceva fantastic, la un meci a doua, sper să se termine și mascarada asta cu pandemia și toată minciuna și mizeria din spatele pandemiei să fie dată la o parte cât mai repede și să putem să mergem un număr mare să susținem Steaua în Liga a doua și de ce nu, poate la un meci cu Dinamo. Uite, astăzi în ziua de astăzi e pe un loc retrogradabil direct DDB-ul sau Dinamo. Da, da, mai este o întrebare care trebuie pusă aici. Dacă retrogradează, cine retrogradează? Dinamo sau DDB? FC DDB? Nu ne mai interesează. Important e să fie Dinamo în Liga 2. Păi da, asta zic, că ai auzit și tu povestea că
Dinamo din Liga 1 e Dinamo doar în Liga 1, dar dacă ar retrograda, n-ar mai avea voie să folosească numele Dinamo. Bine, atunci ce să zic, să ne înființăm o nouă formație a suporterilor Stelei și să începem cu un club pur din Liga 4 și să întâlnim acolo din nou Dinamo București, ce să zic. Aole. Vedem. Sunt, foarte, sunt mulți, foarte multe și foarte încălcite probleme în fotbal românesc. Sunt încălcite căile Domnului și da, și să sperăm, nu știu, să sperăm că realitatea ne va oferi niște momente frumoase în viitor apropiat. Da. Mă uit puțin peste GSP și ProSport să vedem ce zic acestea. Nu zic absolut nimic interesant. Pe ProSport văd că... Deci asta au devenit site-uri de cancan. Asta da. Au devenit site-uri de Libertatea și ce mai era de cancan prin România. Că nu mai știu. Fanatic. Deci astea sunt niște site-uri fantomă deja. Nu pot să le mai consider site-uri de... Da, dar nu pot să nu observ că Universitatea Craiova conduce la CFR Cluj cu 1-0, așa cum noi am spus încă de ani buni, cât timp o să fie Rotaru conducător acolo, această echipă va fi mereu sclava FCSB-ului. Dacă nu mă înșel, Craiova a luat bătaie pe linie în acest sezon de la FC FCSB, nu? Adi, părerea mea și vreau să spun și să audă absolut toți ascultătorii și urmăritorii Stelei Libere. Până la urmă, principalul vinovat, ok, toată lumea îl vede pe GG, dar principalii vinovați sunt Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal. Aceștia sunt principalii vinovați. Da. Pentru că ei, din punct de vedere juridic, sunt răspunzători pentru buna organizare, corecta organizare și explicit sunt principalii vinovați pentru situația de astăzi. Mi-am mai spus de multe ori lucrul acesta, am spus de multe ori că Liga Profesionistă de Fotbal este o instituție profund coruptă care nici nu ar trebui să existe. Despre asta vorbim. Da, este până la urmă, dacă vreți, doar o firmă fantomă controlată de FRF, pentru că noi v-am spus, nu are regulament propriu, nu are statut propriu Liga Profesionistă de Fotbal. Îmi pare un rău fel că... de soccer league, da. un fel de ce voia Florentino să facă la nivel european. Nici atât, nici atât. Cu ceilalți prieteni, nici atât. Da. Este o clonă a FRF-ului care nu se numește FRF, atât. De acord, da. De acord. Și îmi pare rău că a ieșit Adi. Care oamenii care au interese și bani poate să facă absolut orice, încălcând inclusiv propriile regulamente. Aduți aminte de barajul, da. Chiajna, Rapid Chiajna și multe alte reguli pe care le-au... Deci ei și-au încălcat propriile reguli de foarte multe ori. De foarte multe ori. Da. Ținând cont doar de X, de Y, de Z și de influențe pe plan intern. Deci e vorba de influențe din punct de vedere mediatic și financiar. E vorba de putere financiară. Cine a avut mai mulți bani, l-a câștigat. Așa-i. Și îmi pare rău că Adi 2 a plecat mai repede și nu a apucat să vorbească. S-a dus la Nea Gigi, că e ziua lui. Nu, că o să facem. În zilele următoare o să facem o emisiune despre Federația Română de Fotbal în care Adi 2 o să vorbească mai pe larg despre ce se întâmplă acolo. Știți foarte bine, este foarte bine informat din punctul ăsta de vedere și prin intermediul lui Sorin Răducanu și chiar îmi zicea înainte de emisiune, îmi povestea despre decizii pe care Tudor Iacov, patronul celor de la Progresul, a reușit să le întoarcă în instanță decizii de ale Federației Române de Fotbal. De ce le-a întors în absolut, instanță? Pentru absolut, că erau, pentru să ai ilegal. Mare credere în instanță și în legi, da. Trebuie să te duci cu ăsta, asta e vorba de un stat liberal, nu trebuie să-ți fie absolut frică de absolut nimeni. Indiferent că tu poate abia trăiești de pe zi pe alta, dacă tu ai dreptate și ai legea de partea ta, tu trebuie să mergi în distanță, tu trebuie să mergi mai departe, trebuie să crezi în,
în lege, trebuie să crezi în libertate, trebuie să crezi în tine, în visurile tale. Despre asta e vorba în țara asta și lumea efectiv nu mai visează în țară. De asta s-a ajuns aici. Pentru că ăștia au fost lăsați să facă exact ce au vrut ei, să încalce orice lege, orice regulament, inclusiv regulamentele proprii au fost încălcate tocmai de ei. Despre asta e vorba. E vorba de o lipsă de atitudine. E vorba de lipsa de atitudine stelistă. E lipsa de stelism. Aici vorbim de o lipsă de stelism la steaua. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Deci e vorba de lipsa de stelism. Că nu mai există stelism la steaua. Și că steliștii și stelismul nu mai vin alături de echipă. Și că nu-și mai doresc ca steaua să facă performanță. Despre asta e vorba. Restul sunt în plan secundar, că X, că Y, că Z. Nu contează. Noi suntem Steaua. Noi suntem cei mai buni. Noi suntem campioni. Pur și simplu prin atitudine. Trebuie să respirăm Steaua, Adi. Eu sunt de acord cu tine. Din păcate s-au schimbat vremurile și la noi. Uite, nu mai funcționează chiar așa treaba. S-au schimbat vremurile pentru că oamenii n-au mai susținut Steaua și că oamenii n-au mai fost alături de Steaua și că oamenii au lăsat și au dat Steaua pe mâna lui X, lui Y și a Federației și a Ligii și toată polologia și toată povestea. Pe noi nu trebuie să ne intereseze asta, pe noi trebuie să ne intereseze unde suntem acum, ce vrem să fim, cum să ne organizăm și să atragem foarte, foarte mulți steliști adevărați alături de Steaua, să vină Pițurcă, să vină Tudorel, să vină steliștii care au fost și care au câștigat pentru Steaua. Pentru că băieții ăștia, în comunismul ăla, au câștigat tocmai prin atitudinea asta, prin ceea ce sunt ei, prin faptul că ei sunt steliști, prin faptul că ei și-au dorit performanță. Deci, ei reprezintă spiritul Stelei și ăștia trebuie să vină alături de Steaua public și pe lângă ei trebuie să aducă companii, să aducă firme, să aducă juriști, să aducă absolut orice alături de Steaua, să facă Steaua mare din nou. Despre asta e vorba. Așa văd lucrurile, sincer. Da. Din păcate, ai văzut și tu, acești steliști despre care vorbești tu, acești mari steliști, sunt atacați de multe ori de oi în momentul în care încearcă să ia apărarea Stelei. Nu sunt okay, apărați de suporterii Stelei. Aia-s manipulați. Sunt de acord, aia-s mulți manipulați. Nu trebuie să ne fie frică de nimic. Dar uite că problema, eu asta vreau să zic, problema nu este că nu ar veni oamenii ăștia alături de Steaua. Problema este că ei când vin aici, noi nu facem nimic ca să-i ținem aici. Clubul Steaua nu a ieșit niciodată în apărarea unor oameni ca Gabi Balint, Victor Pițurcă, care au fost atacați în presă sau de către suporterii oilor pentru că au încercat să ia apărarea Stelei. Da, dar ei sunt convins că nu interesează asta. Păi ar trebui să îi intereseze. Păi ei nu-i afectează lucrul ăsta. Da, dar ar trebui să-i afecteze. Ideea e că trebuie să se unească ei, care au fost colegii, care au fost alături de echipă, să ne unim și păi noi. Păi bun, dar ei ce pot să facă singuri, Flavius? Că se unesc așa și ce se... Ei dacă nu există deschidere din partea clubului, degeaba se unesc ei. Și asta este problema mea, că nu există deschidere din partea clubului. Clubul ar trebui să fie primul care să ia apărarea. Nu suporterii... Din punctul meu de vedere e clar, trebuie să venim cu o propunere juridică, suporterii, finanțatorii, absolut orice, să venim cu o propunere juridică, să organizăm clubul ăsta corect și automat să vină alături de club toți suporterii, toți cei care cred în Steaua. Și da, de atunci lucrurile vor fi mult, mult mai simple. Nu știu ce să spun. Să mai citim din comentariile care au mai fost puse aici. Florin ne scrie, nu prea știu sincer ce s-a întâmplat cu Steaua, dar armata nu poate intra cu armata în A. E un investitor la Steaua la ora actuală. Nu știu despre ce vorbește acest suporter, nu-mi dau seama. Investitor, în fine. Ovidiu i-a răspuns chiar lui, poate să intre, cine zice că nu poate, Ciobanu?
Da, într-adevăr, poate că a fost un suporter de al FC FCSB-ului care spune că Steaua nu poate juca în prima ligă. V-am spus, am mai discutat subiectul ăsta. De ce nu poate juca Steaua? Dacă are meritul sportiv de promovare, de ce nu poate să facă Federația Română de Fotbal și în cazul Stelei ce a făcut în cazul FCR-ului și a modificat regulamentele proprii ca să poată promova? Așa ar trebui să fie. Încheiem aici emisiunea. Flavius, dacă mai vrei tu să spui ceva pe final. Salut pe toată lumea care urmărește și sper să vină cât mai mulți suporteri alături de echipă, cu idei, cu păreri, cu propuneri. Nu știu, poate Steaua Liberă reușește să se organizeze juridic și să facă niște cereri la club. Nu cred că se pune problema noi să ne organizăm juridic. Noi suntem un site, o emisiune pe internet. De atunci, ca persoane fizice, putem să cerem instituțiilor statului, putem să cerem păreri, idei și să-i tragem la răspundere și să primim un răspuns, nu? În 30 de zile, lucrătoare. Despre asta e vorba, că asta este legea, practic. Steaua e condusă de statul român. Da. Momentan. N-are rost să intrăm în subiectul ăsta acum, pentru că văd că și suporterul acesta, Florin, ne spune Steaua, da, are voie, dar știu că nu și Clubul Armatei. Păi, Steaua e Clubul Armatei, nu știu de ce ai făcut tu acum o distinție între Steaua și Clubul Armatei, că sunt același lucru, dar nu am chef acum să intru în această discuție. La final, rezultatele sondajului pe care l-am lansat chiar la începutul emisiunii, va fura FC FCSB la baraj, am întrebat noi. 79% din cei care au răspuns, adică 75 de oameni, au spus da. 21%, adică 20, au zis nu. Așadar, suporterii steliști sunt de părere că FC FCSB va fura. Îmi propuneți 80% sau 79%. Uite, eu sunt unul dintre cei 20 care a votat nu, în speranța că se vor cumpăra drepturile astea de televiziune și va fi totul foarte greu și toată lumea va fi cu anxietate acolo pe teren, din punct de vedere al arbitrilor vorbim. Eu încă sper că lucrurile pot să și au evoluat în România față de anii 2000 și totuși sper că se vor cumpăra drepturile de televizare ale meciurilor de baraj și acolo vor fi arbitri care vor fi echidistanți. Eu sunt aproape convins de lucrul ăsta și sper să se întâmple așa. Eu ți-am zis cum stau lucrurile cu televizările, totul depinde de cine deține drepturile TV. Dacă acestea sunt... Pentru că barajul ăsta este altă competiție. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Exact, Liga a treia e Liga a treia. Da, Liga a treia se încheie acum. După ultimul meci se încheie și barajul deja este o altă competiție. Este altă competiție. De Liga Profesionistă. Nu, este organizată de Federația Română de Fotbal. De FRF, da. Nu de LPF. Da. FRF organizează. Nu, LPF organizează doar Liga 1, atât. Ok. Deci FRF organizează Liga a doua, organizează Liga a treia. Și Liga a treia, dar acum e vorba de barajul Ligii a treia. Barajul ăsta este, având în vedere că extragerea a avut loc la Federația Română de Fotbal, putem fi siguri că această competiție este organizată de FRF, adică nu se pune problema să organizeze altcineva. Știi? Bun, eu sunt convins că drepturile de televizare vor fi cumpărate. Telecom, Digi, nici nu contează cine cumpără și cine transmite meciurile astea, dar sunt 100% convins că va exista un interes mare să fie transmise meciurile de baraj și că le vom vedea la TV. Păi știi cum e treaba? Depinde cine se califică mai departe. Că dacă Steaua bate și la meciul celălalt bate, nu știu, Afumați sau Mostiștea Ulmu, nu FC FCSB, eu cred că meciurile o să fie date pe Steaua TV, că nu o să se înghesuie nimeni să le dea la TV. Știi tu cum o să ăștia. Deși ar trebui... Având în vedere că este un meci important de promovare și este un play-off,
Eu cred că va exista totuși interes în Dar partea hai să directă. zic o chestie, mai bine să fie date numai pe Steaua TV. Îl zic foarte sincer, m-am uitat și astăzi la meciul cu Tunari, la un moment dat era 1000 și ceva de oameni live, da? Într-un moment era 1000 de oameni care se uitau Cam la așa meci. sunt. Cam așa sunt, da. Dacă îmi dai 2 secunde, o să intru rapid să văd rezultatele. Așa, pentru noi, Steaua TV, să văd rezultatele acestor meciuri, de câți oameni sunt văzute. Nu mă uit chiar la ultimul meci, pentru că știu sigur că nu sunt... uite așa, Steaua București FCR 2 a fost văzut de 15.000 de ori, videoclipul. CS Tunari, Steaua București, 4.300 vizualizări, dar acum, momentan ăsta se... Acum depinde, că și vizualizările astea sunt la un anumit număr de minute. E, poate să uite cineva 7 minute. Păi da, dar la fel se poate întâmpla și la televizor. Da, corect, da. Nu, deci aici nu are rost să discutăm și despre cât se uită. Mie mi se pare că sunt cifre foarte bune. Deci 4.300 de oameni au văzut până acum meciul de astăzi. Și acestea sunt cifre care încă se actualizează, deci s-ar putea încă să nu fie trecută cifra adevărată, ci doar se actualizează. Mergem mai departe, meciul cu Chiajna a fost văzut de 12.000 de oameni. Hai să mai vedem alte videoclipuri. Să le găsesc aici, numai că e destul de greu, toate au cam aceeași grafică și de asta... cu Dinamo 2, 20.000 de oameni au văzut partida. Deci, să le dea pe Steaua TV, uite, Steaua București cu FC FCSB 2, 84.000 de oameni. Deci, merge treaba. Merge unde treaba. E interes, automat lumea intră. Că intră cei care se interesează să câștige sau să pierdă Steaua, nu mai contează. Pentru televiziuni, interesul mediatic și financiar e primar, pe interesează să aibă meciuri cu audiența. Păi de-aia am și zis că n-ar mai transmite dacă FC FCSB nu s-ar califica mai departe. Și dacă Steaua, Doamne ferește, nu trece de primul meci, evident că nu o să dea nimeni meciurile. Nici nu o să se pună problema să le dea cineva. De acord și cu asta. Bun, hai să punem punct aici... emisiunii. George ne-a scris un ultim comentariu. Bună seara, frumoasă. Salut Flavius, mulțumim că ai intrat alături de noi. Ovidiu ne spune că 100% meciul o să fie la TV. George scrie, Digisport a transmis anul trecut Steaua Argeșul Mihăilești. Interes există când joacă Steaua. Evident, interes există mereu când joacă Steaua. Prieteni, punem punct aici emisiunii. Cum v-am rugat până acum, dacă puteți să distribuiți, mi-ați ajutat foarte mult, ați face ca videoclipul să ajungă la cât mai multe persoane, să fie văzut de cât mai multe persoane. Din ce ne-am uitat noi pe datele statistice de la Facebook, videoclipurile noastre sunt văzute de undeva până la 3.000 de oameni, mult mai mult decât pe YouTube, trebuie spus acest lucru. Deci... de asta vă rugăm, mai distribuiți și aici, poate o să reușim să atragem și mai multe persoane, să ducem informațiile astea despre Steaua la și mai multe persoane și să ajutăm. Evident, videoclipul o să fie încărcat și pe YouTube imediat ce o să terminăm această emisiune și o să poată fi urmărit și acolo. Lucrăm în continuare la posibilitatea asta de a transmite pe ambele platforme. Momentan transmitem pe Facebook pentru că suntem, așa cum am spus la început, mai mulțumiți de calitatea pe care o oferă Facebook aici. Nu avem probleme cu internetul, că pică, nu avem probleme cu stream-ul. Singurele probleme sunt acestea legate de sunet, dar astea sunt ușor ajustabile de noi. Trebuie doar să mărim decibelii. În încheiere, vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de noi aici în această seară. Să vă spun să vă abonați la noi, să urmăriți Steaua Liberă pe Facebook, pe Instagram, unde vă este vouă mai la îndemână. Pe YouTube, bineînțeles, să vă abonați.
Și dacă vreți să ne susțineți, puteți să faceți pe Patreon sau puteți să mergeți pe Teespring și să comandați materiale cu steaua liberă, tricouri, hanorace, hanorace mini pentru cățelușii voștri și așa mai departe. Tot la final trebuie să le mulțumim sponsorilor noștri, le mulțumim celor de pe Patreon care ne susțin cu donațiile lor pe această platformă Patreon. E vorba de Eric Ross, John John, George 92, Rareș Budnaru, Alex 1947, Sensei, Cristian Tănase, Lece, Andrei Morar, Alex Toma, Mihai Ionuț, Beni, George Daniel Cernicenco, Alin Angel, Luki, Mugur Ghiță, John Jitsu, Cuki, Danix Vali, Valentin Ioniță, Gabi Voinic și Ștefan Toma. Le mulțumim și sponsorilor noștri care ne susțin prin intermediul Facebook-ului ca suporteri pe Facebook. Este vorba de Daniel Cernicenco, Adria Lia, Zanfirica Sivori Haralambie, Cătălin Grigoraș, Mihai Ceme, Alex Toma, Cătălin Dobre, Vasile Moldovan, Gabriel Câmpian, Gabi Lica, Gabriel Enache și Dorin Badea. Și nu în ultimul rând, vrem să le mulțumim și celor care s-au abonat la canalul nostru de YouTube. Și nu doar că s-au abonat, dar au devenit membri ai canalului nostru de YouTube. Ei ne susțin prin intermediul acestui feature oferit de această platformă. Le mulțumim așadar lui John John, Cristi Blănaru, Raul Cristian, Florin Pop, John Jitsu, Adria Lia, CSA 47, Roșu Albastru, Gabi Voinic, Gabi Penciu, George Daniel Cernicenco, Dan Puru, Costi Laurențiu și Fumez Blană de Oaie. Prieteni, un meci bun făcut de Steaua în această sâmbătă. V-am zis, chiar dacă nu au accelerat ai noștri, chiar dacă nu au investit foarte mult efort în această partidă, au reușit să câștige, bravo lor, bravo lor că au decis să abordeze această partidă mai relaxați. În continuare sper ca Oprița să folosească tineri pentru ultimul meci. Poate că el își dorește să termine neînvins. Este normal, este un antrenor tânăr, ambițios. Cu siguranță își dorește ca CV-ul lui să arate cât mai bine. Dar eu cred că nu ar trebui să riscăm. Astăzi am avut noroc, nu a fost accidentat niciun jucător. Însă aduceți-vă aminte că în meciul cu Metalul Buzău am avut probleme în tur. A fost un meci foarte dificil, poate cel mai dificil meci de anul trecut. Ar trebui să fim atenți și să ne protejăm. E mai bine așa, e mai bine să fim mai pragmatici, mai prudenți, pentru că ajungem mai departe așa. În continuare, prieteni, este 21:34, pune punct aici emisiunii. Eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă spun noapte bună și forța Steaua!